Noi am început treaba și toate drumurile care duc spre mănăstirile din județul Vâlcea, drumuri județene, au intrat în igienizare. Vrem să fie frumos de Paște pentru că Vâlcea are mănăstiri deosebite și drumurile către mănăstiri sunt o carte de vizită. Suntem la Curezi acum, una dintre cele mai frumoase mănăstiri din România. Facem curat și aici și le mulțumesc colegilor de la RAJDP. Drumul județean 646 este propus și avem proiect să-l reabilităm de la un capăt la altul pe fonduri europene. Pleacă din Băbeni, merge pe Tomșan, Costești până la Arnota, dar vine și la Mănăstirea Bistrița, unde am reușit cu banii noștri să facem o porțiune importantă de drum, să-l asfaltăm, să-l modernizăm. Astăzi colegii sunt la treabă și facem curățenie și pe acest drum, pentru că vine Paștele și la această frumoasă mănăstire a României, Mănăstirea Bistrița, vine lume multă. Foarte important și vreau să le mulțumesc primarilor care au drum județean în localitate, pentru că s-au mobilizat, însă și oamenii trebuie să se mobilizeze, mai ales în perioada asta, să facem puțin de curățenie. Drumul către Surpoatele este un drum frumos și bun. L-am reabilitat de la un capăt la altul și l-am reabilitat în timp record. Acum se circulă bine spre Mănăstirea Surpoatele, unde colegii mei de la RAJDP muncesc la lopată să facă curățenie prin fața porților și pe drum. Mănăstirea dintr-un lemn, am făcut un drum bun și frumos. Drumul pleacă din Frâncești, merge pe teritoriul comunei Frâncești, păușește tot său și iese la Pietrari în drumul național. Până una alta noi ne facem treaba pe ce ține de noi și în zona mănăstirii dintr-un lemn unde vin turiști, facem curățenie și întreținem drumul așa cum trebuie să fie de sărbătoare. E bine, da, facem curățenie și îngrijim drumul și spre Mănăstirea Frăsinei. Este un drum pe care l-am reabilitat recent, l-am refăcut total. Este un drum bun acum, de calitate, modern și ne-am gândit că înainte de Paște trebuie să facem curățenie și pe acest drum. Sunt probleme aici cu vegetația care este din belșug, dar colegii mei sunt la datorie și punem și acest drum în siguranță și îl facem frumos pentru frumoasa sărbătoare a Sfintelor Paști.